Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un nou episod din Transport Fever 2. Mă aflu pe noua rută creată data trecută, care transportă grain către food plant și, cum am zis, nu cred că ar fi ideea să încerc să aduc mai mult grain exact de aici, de la aceste două ferme și să transport food către Bristol. Momentan am o singură linie care transportă food către Viena și aș vrea să o crez și pe a doua. Bun, cred că data trecută, da, nu am denumit liniile și cred că sunt doar aceste două linii. Da. Linia 1 care o voi denumi de fapt nu, e airline-ul, da, e airline, cargo și transport food către Viena, da, perfect. Airline cargo trebuie să fie, da, perfect. Food către Viena, iar cea de-a doua linie e asta de aici. Și e Viena Cargo Vehicles, food către oraș. Bun, deci am terminat și cu asta. Mai am nevoie de harbor, de porturi. Cred că unul pot conecta fix aici. Cam așa. Așa, perfect, dacă e bine. Și am să vin eu cu străduța. Cam așa și așa. Ok. Ar trebui să fie în... nu e în regulă. E prea departe. Bun. Hai să mai lungesc puțin strada. Voi șterge ăsta de aici și voi încerca să crez altul. Bine, puțin mai aproape. Ar fi trebuit doar ca așa avea nevoie. Și de apă. Cam așa. Collision cu ce? Cu drumul? Cred, da. Cred că m-am extins prea mult. Cam așa. Acum ar trebui să fie bine. Se conectează de fermă? Da. Bun, e tot ce contează. Cargo. Și aici un land. Ok. Perfect, deci asta ar fi a doua și o a treia. Nu știu dacă voi reuși aici. Rămâne de văzut la fel. Dacă o să se conecteze ia să încerc. Ba, hai că e ok. E chiar ok. Bine, bine. Nice. Să configurăm cargo și un landing. Ok.
Să-mi transport oare toate trei? Dacă aș înlocui eu acest vapor, cargo, așa am nevoie. Bine, nu îl voi înlocui. Restul... A, poate aș putea să-l înlocuiesc cu acesta. Replace. 95, da, ținând cont că nu transport o cantitate atât de mare. Și distanța e mai scurtă. Aici, de exemplu, aș putea folosi... vapoare mai mari. Da, le voi conecta pe... Opa, nu asta am vrut să facă. New line, acum. Le voi conecta pe toate la același port. By vehicles, așa avem nevoie de două. Una pe linia asta și una pe linia asta. Perfect. Nu pleacă pentru că... Hai să mai pun aici un landing. Perfect. Linia 1. Și linia 2. Și linia asta... Manage line. Port așa. Perfect. Mai bine așa. Ruta asta care este mai mică să descarce aici și celelalte două care au distanță mai lungă să descarce aici. Grain. Perfect. Bun. Deci ar trebui să fie ok. Aici e conectat, aici e conectat. Ok. Bun. Aici am un singur avion, cred că da. Hai să mai cumpăr unul. Să fie două, văd că numărul de food creat e destul de măricel și două ar trebui să fie ok. Ok. Și linia 2 e ok. Oare am creat prea multe? 3 să fie. Rămâne de văzut. By vehicles. Ok, deci un tren nou. Da, trecut am primit model de tren nou. Și dacă nu mă înșel, vagon parcă. Da, e posibil să fie prea mult. 3-2 ar trebui să fie suficiente. 200, 200 și asta. Bine, voi șterge linia asta atunci. Sell. Bun, și voi rămâne doar cu două linii. 103, 175, bun, nu este ok. Bine. Linia trebuie să o redenumesc, cum se numește asta? Cargo bow, tot la fel, cred că, da, exact, identic. Ia să vedem, pot lua cu control
C și Ctrl V. Da. Grain, hai să pun 2. Și cealaltă va fi grain 1. Perfect. Practic transport același lucru la același port. Hai totuși să înlocuiesc și ăsta tot cu un vehicul mai mic de transport. Nu am nevoie de atât de mult. Ok. Food. Bristol. Bun. Am nevoie de încă un aeroport și aici în Bristol de tip cargo. Oare îl pot pune aici? Intră? Cred că ar intra dacă aș șterge străduța. Sau să-l placez aici, în partea asta, la altă. Bine, nu ar fi o idee rea. Da, cred că mai bine așa. Buildings. Fuel în partea asta. Și în partea asta la altă. Să folosesc aceeași stație de descărcare sau să o mut pe asta. Bine, o voi muta un pic mai încoa pe asta la altă. Perfect. Mult mai bine. New line din aeroportul ăsta, doar că am nevoie de un terminal. Am uitat să-l construiesc eu. Perfect. Unde am rămas? Aici o stație, cea de încărcare și cea de descărcare aici. Ok. Ok, ok. Bun. O mai am nevoie de un truck station. Și la fel o linie nouă de aici către stația asta de descărcare. Wow, care ar fi putut fi coincidența să am exact aceeași culoare. Voi pune, nu cred că am galben sau altceva mai diferit. Hai să zic un roșu. Da, e ok, roșu. Nu am nici un roșu pe aici, gen truck, care am linia dinainte, airline-ul de culoare roșie, doar că aici mi-e ok, ca să nu-l confund având aceeași culoare. Perfect. Iar aici, manage vehicles, vreau să cumpăr niște vehicule. Unde am un depou? Depou, depou, aici un depou. Să zic chiar două. Ar trebui să fie ok. Iar aici am nevoie de un avion. Voi opta pentru un nou model. Linia 1. Bun. Mai rămâne să le denumesc.
Bun, deci asta e linia 1 care mă interesează. Airline cargo și transportă food către Bristol, da, e ok. Bristol car vehicles, cargo vehicles de fapt, la fel îmi preia food-ul și îmi trimite către oraș. Mai departe. Bun. Ar trebui să fie ok. Dacă am creat din nou bine liniile, ar trebui totul să fie în regulă. Da, îmi produce food. Bun. E perfect. Ok. Unde mai aveam? Aici. 3, ok. Voi mai cumpăra încă unul. 4 atunci. Aici 2 sunt suficiente. Da, e ok. În rest totul e ok, e bine. Îmi produce și acolo food, către Viena la fel. Am pus un truck ăsta, 25. Ok. E suficient unul. Nice. Deci, în mare parte avem și al doilea supplies. În 4 orașe, dacă nu mă înșel. Bristol, Berna, Toronto și Viena. Rămâne Praga, Arad, Roma și Lyon. Ok, hai să vedem în Praga și să termin cu zona, nu știu cum să zic, dacă ne uităm așa, aș putea zice zona aceasta sud, sud-est, inclusiv est, gen a teritoriului și central, iar atunci mi-ar mai rămâne doar nordul, nord-est, est, deci orășelele astea de aici, de orășele insulare, care se află pe o insulă, nu sunt legate de continentul principal. Ok, deci la Praga cred că atribui food, ok, și mi-ar rămâne machines. Ia să văd dacă am eu ceva de machines pe undeva prin zonă. Și aici unul e ok, bun. Mașină, s-am zis. Ok. Ia să mă uit după shipment. Aș avea un mașină aici pe care nu-l folosesc și e poziționat ok. Nu e foarte departe. Chiar deloc. În Arad aduc goods și aș avea nevoie tot de machines. Perfect. Iar ăsta se află exact la mijloc. Deci, cum s-ar zice, aș putea împușca două iepuri deodată. Am nevoie doar de steel și de planks pentru a-mi produce machines, iar mai departe pot trimite către Arad și către Viena machines. Nice. Perfect. Pentru
Deci aș avea aici un plank, un sawmill, să-mi producă planks. Aici aș avea forest, care nu le folosesc. Bun. Și aici sunt prea multe camioane de care nu am nevoie. Mult prea multe. 3, 4, hai să zic 5 și ar mai rămâne 20. Ar trebui să fie suficiente aici. Câte sunt? 4, mult prea multe. Exact, 2 sunt suficiente. Și cred că și aici 20 sunt mult prea multe. Voi... renunța la 3. Și voi rămâne cu 17 sau să rămân cu 15. 6. Hai să rămân cu 17. Bun, deci ce am zis, ce aș mai avea nevoie aici de un stil. Ce îmi produce mie stil? Ok. Asta. Nu-l folosesc, cred, da, nu-l folosesc. Am și coal. Am și or. Orul ăsta-l folosesc, de fapt, da. Deci aș avea un or aici, un or aici, aici două coluri, destul de aproape, stil, bun. Așa rămâne. Așa rămâne, doar că zim că e, da, e cargo. Nice, perfect. Perfect. Bine că l-am construit aici, sincer, foarte bine am făcut. Pot să aduc mașini exact către aeroport, iar de la aeroport să distribui mai departe. Mă gândeam că voi avea nevoie de încă un aeroport. Da. Oricum, tot de acest aeroport mai am nevoie să-mi aduc și stilul, pentru că e distanța destul de mare. Da. Avioane noi și ce e? O locomotivă. Cred că e diesel, din câte văd. Ok. Bun, hai să ne apucăm de treabă atunci. E ceva de făcut. Mai întâi mă voi ocupa de planks. Voi reface drumul. Da, 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 imediat îl voi reconstrui. Și am nevoie de asta și asta. Ok, bine. Street. Ai mai rămas aici o bucățică. Hai să creez și eu podul mai întâi. Cred că îl voi crea aici. Mai degrabă, da, cam așa. Iar acum o voi conecta asta de asta. Perfect. Bun. Da, imediat voi conecta și acolo. Și acolo, de fapt, mă voi folosi de camion în zona asta. Distanțele nu sunt foarte mari. Bun. Asta nu mă va mai interesa deloc.
nu mai am nevoie. Cam așa. Da. Perfect. Și hai să zic de aici. Trebuie să ajung încolo, bun. Oare dacă mă strecor pe aici, pot? Da, pot. Să nu intervin peste calea ferată. Perfect. Nice, și acum conectez și asta. Înapoi. Bine, e ok. Deci, aici e bine. Aș mai avea nevoie doar de truck station. Pe care îl voi pune... ajunge aici, da, ajunge. E bine să e poziționat. Nu știu sigur, voi afla. Sper că da. Oricum, am unul aici, bun. Dacă nu rămâne de văzut. Un truck station aici. Și aici încă unul. Iar aici ultimul. Cam așa. Bun. Am lăsat doar două, sunt prea puține. 25 cu 25. Bine, hai să mai pun unul atunci. Să fie 3. Aici câte au rămas? 17? Da, bine. Atunci mai șterg și încă două, să rămân cu 15 și sunt suficiente. Bun. New line de aici, aici. New line de aici, aici. Perfect. Mai am nevoie și de o a treia stație. Tot de tip cargo. Perfect. De aici către factory. Ok, aș avea planks. Hai să cumpăr vehiculele de care am nevoie, truck-urile de fapt. Imediat mă uit încă o dată la distanțe. Hai să zic 5-5. În total 10. Bye, perfect. 5 dintre ele vreau să fie pe linia 1 și restul de 5 pe linia 2. Iar aici, pe linia 3, voi lua doar 2, momentan. Ar fi linia 3. Ok. Linia 1, hai să te numesc. Ținând cont că supplies-urile se vor duce atât în Praga, cât și în Arad. Bine, o voi denumi Praga, le voi face ca și când inițial
voi trimite către Prag, iar mai apoi către Arad, deși Aradul este oricum mult mai mare. Ar fi atunci Praga, nu Prafa, Praga, cargo vehicles, transport logs către Somil. Logs 1. Și la fel voi denumi linia asta identic, doar că 2. Face același lucru, doar că e o altă stație. Și ultima, stația 3. Praga, cargo vehicles, transport planks către Machines Factory, da. Factory. Sper că am scris bine, Machines. Da, am scris bine, e ok. Bun. Mai am nevoie de steel. Iar steel-ul îl obțin din coal și iron ore. Da, cred că le voi folosi pe acestea două. Am foarte mult coal. Pot folosi chiar două. Și ori de asemenea pot folosi, cred că, două. Da, e ok. Bine. Ținând cont că, iarăși, nu sunt foarte departe, nu aș opta pentru transportul cu avionul sau cu trenul. Câteva tiruri ar trebui să fie suficiente să-și facă treaba. Am nevoie de o stație aici. Perfect. Hai să vin cu drumul în continuare. Unde încoa aș avea nevoie. Cam așa. Bun. Iar de aici coal și la fel pot aduce, pot șterge legătura asta și să aduc la fel coal. Hai să zic în partea asta la alta. Cam așa. Am nevoie să upgradez. Bun. Aici la fel, e upgradat. Ok, da, bun, rest e bine, sau ar trebui să fie bine. Cam așa.
să zicem. Și atunci am nevoie, cred că, de 4 stații. Autobuze și tramvaie noi. Ok, am să dau pe speed mai încet între timp, cât construiesc pe aici ce am nevoie. Cred că 5 stații, de fapt, nu doar 4, așa avea nevoie. Hai să o pun mai... așa. Una. Două. A, nu, de fapt, pe asta am construit deja. 5 era cu tot cu cea de la industrie. 3 și 4. Aici voi avea nevoie de 5 stații. 3, 4, 5. Le voi face pe toate mai mari. Și de ce nu să conectez astea exact pe aici, cu strada. Cred că ar fi mai bine. Să nu se aglomereze, să înghesuie toate tirurile într-o singură intrare. Să fie încă una. Și atunci. New line. De aici. Aici. Nu vreau pe 5, vreau pe 1. Și new line, la fel, le păstrez primele două să fie de asta, de iron. La stația asta și vreau să fie stația a doua. Perfect. New line, iar pe stațiile 3 și 4 vreau să fie acestea de coal. 3, new line, pe 4, perfect, și ultima linie, de pe 5, să se ducă către, sau, e destul de departe. E destul de departe. Da, e destul de departe. Sincer. Logs. Aici văd că sunt multe logsuri și câte... camioane am 5, aici nu se prea înghesuie. Hai să șterg 2 și să las doar 3. Iar aici să mai adaug încă 2, de exemplu, mai bine. Planks, cât am 43, ar trebui să fie ok, 25, fiecare are capacitate de transport. Atunci hai să transport stilul în continuare. Aș avea aici un aeroport. Să-l ducă către... factory și pe aș mai avea nevoie de încă o linie care să-mi ducă mașini înapoi către aeroport. Da. Nu știu ce să zic. Sau să optez pentru un tren. Cargo terminal, cum s-ar suprapune exact cu linia asta de aici. Bine, aș putea să creez un pod,
linia asta și să-mi duc machines. S-ar suprapune și cu linia asta și aici ar trebui să creez un pod atunci. Dar sincer, altă idee nu am. Nu aș vrea să mai construiesc încă un aeroport doar pentru a duce o anumită cantitate de stil, care oricum nu va fi foarte multă. Nu, cred că voi opta pentru construirea unor trenuri. Aici o stație și aici va fi a doua stație. Da, trebuie doar să pun pe pauză. De fapt, nu. Hai să merg puțin mai rapid. Perfect. Acum pot pune pe pauză. Și aici să fac un pod nu foarte înalt, cât să pot strecura și eu o gară. Perfect. Tracks. Unde continuare aici? Cam așa. Ar trebui să fie bine. Da, e. Perfect. Bun. Și mai îmi rămânea la fel. La fix e pilonul ăsta de la pod aici. Mai am o linie unde aici care s-ar fi intersectat. Bun, hai să măresc speed-ul. Nice. Stop. Și acum să zic să construiesc podul. Cam așa. Tracks. Da, ar trebui să fie ok. Să-mi ajungă, să am suficient spațiu. Să mă pot strecura și eu cu încă o șină. Bun, deci aici trebuie să ajung încolo. Trebuie să urmez cursul asta. Ok. Tracks. Cam așa. Pot merge drept. Da și nu. Hai să merg puțin așa. Iar acum voi merge în continuare drept. Bun. Și trebuie să ajung încolo. Dacă vin așa direct, e ok. Da, e ok. Să zicem. Ok. Bun. Aici e bine. Aici la fel e bine. Mai am nevoie de un building, train, depo. Și noua linie. Asta, perfect. Care să-mi transporte steel către Machines Factory. Bai, ia să vedem la locomotive. La cele diesel. Aș avea pe aceasta cu 120.
Deci da, cred că asta ar fi ok, ținând cont că oricum viteza maximă a vagoanelor noastre este doar de 120. Iar vagoanele de stil sunt acestea. Hai să zic 90. Pe linia asta. Perfect. Bun, deci mai rămâne de denumit liniile. Este cargo acestea. Tot de Praga, cargo vehicles. Cred că Orda. Către Steel Mill. Or 1. Știu că primele două sunt de or și următoarele două sunt de coal. Perfect. Luăm copii și punem la stație numărul 2. La fel, doar că numărul 2. La 3 putem folosi identic, doar că șterg ori și scriu call 1. Și atunci pot lua cu copy și cu paste. Și aici va fi call 2. Ok. Iar ultima linia 5 este de trenuri. Cum le-am denumit pe celelalte. Tot la fel, cargo train, ok, bine. Credeam că le-am denumit diferit, dar nu. Praga, cargo train, transportă steel către machines factory. Cargo train ar trebui să fie aici, da. Cât e înainte de CV. Bun, mai am nevoie doar de vehicule și cam... Bine, mai am de făcut și aici. Asta, bun. Hai să cumpăr mașinile de care am nevoie. Voi pune exact aici o stație. O voi cumpăra. Un depou, road depot. Și voi cumpăra 20. Primele 5. Praga. Or 1 4 5 Praga trebuie să fie or 2 2 3 4 5 Praga trebuie să fie call call 1. Perfect. Și următoarele 5, Praga, call 2. Bun. Trenul l-am cumpărat. Bun. Mai trebuie doar să-mi aduc supplies-urile de care am nevoie, adică materia primă, să o aducă către factory. De aici îmi transportă materia primă și atunci am atât planks cât și steel. Iar eu mai am nevoie de o singură linie. Ultima, adică penultima, ultima din punct de vedere al truck-urilor. De aici. Aici. Care să-mi transporte machines.
Praga Car Vehicles, Cargo Vehicles, Machines către Praga oraș. Perfect. Unde am un aici am undeva unul mai aproape ăsta. Voi cumpăra două și amândouă le pun pe mașina asta. Bun, mai am nevoie de o stație. Și cam asta ar fi tot. Bine, trebuie să modific aici. Îl voi șterge și îl voi muta în partea cealaltă. Hopa. Perfect. Aici mai am nevoie de un cargo terminal. Și mai rămâne doar să construiesc un cargo terminal în Praga, unul în Arad, la fel să cumpăr vehicule de care am nevoie și cam asta ar fi tot momentan. Da. Manage lines vreau. Load doar machines, perfect. Și aici vreau unload doar, să descarce. Perfect. Bun. Ar trebui să fie în regulă. Rămâne de văzut. Asta oricum data viitoare. O scurtă recapitulare. Deci am reușit și am construit legăturile pentru a trebui orașului Praga, dar și Arad Machines. Am construit liniile și vehiculele am atribuit pentru a transfera logs-urile către sawmill, iar mai departe coal-ul și orul către steel mill. Ambele produse, atât sawmill-ul care produce planks și steel mill-ul care produce steel, pur și simplu, sunt trimise către această fabrică, Machines Factory, iar mai apoi Machines Factory ajung la aeroport, unde mai departe vor fi atribuite celor două orașe. Bun, astea fiind spuse, thanks for watching, nu uitați să vă abonați dacă vi-a plăcut, să dați un share sau un like, eu am fost Gravity și noi ne auzim data viitoare. Bye guys!